Trotuarele din zona Bogdan Dragoș, Ecaterina Teodoroiu și cele din cartierul Bălcescu vor intra în reabilitare. În acest moment s-a început asfaltarea trotuarelor în strada Bogdan Dragoș. S-au început asfaltarea trotuarelor strada Bogdan Dragoș de la intersecția cu Ecaterina Teodoroiu spre Tineretului. Deci o să mergem de la Ecaterina Teodoroiu spre Tineretului, apoi de la Tineretului spre cea Roset în sus. Iar ulterior o să facem o reparație, o să începem un program de reparații și pe trotuarele din cartierul Nicolae Bălcescu. Primul va fi o zonă de trotuar din beton, în segmentul de la Lebăda, cum venim spre Cucutei. Acela cred că imediat după Paște va și intra. Ulterior se va intra cu porțiunea din trotuarul de pe Bogdan Dragoș dinspre strada Ecaterina Teodoroiu spre strada Cea Rosetii.